nu sparge oul și câștigă 5.000 de lei. Ma. Oh, mamă, cum s-a făcut ăsta, ești prost la cap. Un challenge în care trebuie să protejezi oul folosind doar câteva materiale. Competitorii vor trebui să construiască 3 protecții urmând ca oul să fie supus la 3 teste. Ultimul care va sparge oul va câștiga 5.000 de lei. În trecut am mai făcut challenge-ul acesta și a mers destul de bine, în sensul că a făcut 100.000 de like-uri, v-a plăcut foarte, foarte mult și am zis, băi, de ce să nu-l refacem? Așa că sunt foarte, foarte curios câte like-uri o să strângă acest episod. Hai să mergem și să vă prezint echipele de astăzi. Primul competitor de astăzi este nimeni altul decât Andrei Bordeanu. Ia zi, Bordene, cum ești cu oul? O să protejez oul acesta cu prețul vieții mele. Mamă, ești pregătit de challenge? Foarte pregătit. Dacă credeți că Andrei va câștiga acest challenge, nu uita să lăsați un comentariu chiar acum, dar fără să trișați. Chiar dacă credeți că eu o să câștig, nu uitați să lăsați un like. Hai să vedem cine o să câștige. Like-urile sau comentariile? Ce ar fi să fie chiar egal? Like-urile și comentariile ar fi tare rău de tot. Hai să mergem să luăm materialele pentru a construi protecțiile pentru o. Bordeene, am ajuns la Dedeman și vreau să spun că ai doar 5 minute la dispoziție să găsești toate materialele necesare pentru a construi protecția. Băi, începând bun de acum. Uite aici niște burești din ăștia puternici, cu ăștia cu siguranță, dacă iau și pun așa, pot să-i arunci de la etajul 100, că nu se sparge o ăsta. O să-l înving 100% pe Antonio cu această schemă. Mamă, să moară Jacksona. Bă, mereu m-am gândit dacă ar intra ouă aici, iată, stai să facem și un test, că e deschisă. Mamă, intră la perfecție ouă aici, păi dacă îl arunc de la etajul 100 de mic, asta e nebun la cap, n-are cum să se spargă. Hârtia e hârtie, tată, îl protejează. Mamă, ce-a găsit fratele vostru aici? Direct duct tape. Știți că cu banda asta se pot lipi oameni pe pereți sau se pot fura copii sau multe alte lucruri. Chiar poți lega mașini. Cu siguranță, dacă lipesc duct tape în chestiile astea, oul meu va supraviețui. Dacă ar fi să tăiem perna și să băgăm oul în interiorul pernei, cred că ar fi imposibil să se spargă. Deci, efectiv, episodul ăsta este un episod foarte tryhard. Chiar o să mă întreb cine o să câștige dintre mine și Andrei. Dar perna asta pentru a doua protecție este 100% legit. Mamă, direct folie din asta cu bule, știți voi, de care se împachetează toate pachetele care vin în țările străine și nu se spar niciodată. 10 metri de folie de asta cu siguranță îmi va aduce succesul. Hai să o luăm și să-i dăm puternic. Am găsit aici o spumă poliuretanică, deci dacă nu știți ce e asta, spumă poliuretanică efectiv lipește orice, dar e și protejează, adică e tare rău de tot. Numai faza proastă și faza nasoală e că e foarte periculoasă și foarte toxică și poți să te lipești de mâini, să nu mai scapi de ea niciodată în viața ta, da? Pana mea, o să încercăm, ne riscăm, pentru că dacă nu riști, nu câștigi. Încă un material pe care îl voi folosi pentru protecțiile mele va fi acest ghiveci roșu, pentru că, nu știu, dar îmi place culoarea efectiv și cred că poate fi folosit într-un fel sau altul. Am ajuns acasă și a venit momentul să construim protecția pentru ou. Fără destul de multe chestii, între care pernă, dasta de hârtie, spumă poliuretanică, să moară Oxana, avem și bandă, duct tape și avem și ghiveci, okay? Hai să vedem ce combinație puternică o să facem și protecție o să construim noi pentru oulețul ăsta, încât să-l protejăm. Prima probă pentru acest ou va fi să-l lovim cu ciocanul de șnițele cât de tare putem. În cazul nostru, eu îi voi lovi oul Bordeanu și Bordeanu va lovi oul meu. A doua probă va fi să aruncăm oul cu protecția de la 9 etaje înălțime. Iar a treia și ultima probă, cea mai grea, va fi ca oul nostru să reziste sub greutatea de 100 de kilograme. Bă, nu știu dacă va reuși oulețul ăsta să reziste, dar dacă protecția noastră va reuși și va trece toate testele, o să luăm și 5.000 de lei și o să-l batem și pe Bordeanu. Primul plan va fi să rupem niște hârtie, pentru că toată lumea știe că hârtia protejează și hârtia ține, de așa fel încât oul să stea așa ca într-un coș, ca într-un cuib de găină. Uitați-vă și voi cât de frumos stă acest ou, dar nu o să reziste la 9 etaje, așa că... Mamă, merge! Oule! Sper să nu mă dezamăgești. Cam așa arată prima mea protecție. Nu sunt așa de mândru de ea, dar arată destul de protectivă, dacă stai să mă întrebi pe mine. A doua protecție se numește perna izoler, pentru că o să ne folosim și de banda izoler. Oul este aici. I-am făcut locaș frumos aici în pernă. O să facem așa. O să punem aici o dată. Înțelegeți ce vreau eu să fac aici? Deci nu la capă, nu mai pleacă oul meu aici. Avem și a doua protecție, bă, n-are cum. Dacă ou se sparge din chestia asta, eu
îmi șterg canalul de YouTube, jur, n-are cum, n-are cum. După ce protecțiile vor fi gata, bine, asta e gata, asta mai aștept un pic să se usuce, dar după ce o voi face și pe a treia, vă voi explica la ce probă voi folosi pe fiecare în parte, pentru că trebuie să gândesc foarte bine și chestia asta ca să pot câștiga. Pentru a treia probă voi folosi din nou sulul de hârtie. M-am gândit la o soluție foarte bombă, foarte ușoară. Am făcut primul ghem de hârtie. O să fac în jur de vreo 4, 5, 6 ghemuri pe care după le voi lipi între ele, voi lipi oul ca să țină puternic rău de tot. Să iau hârtia asta, o să pun oul ca să nu se mai spargă. Ok, deci aici avem oul și o să dăm așa cu o bandă izoler ca să fim siguri că s-a lipit. Perfect. Hai că ușor, ușor mă apropii de lucrul la care am vrut să ajung de la bun început. Zici că sunt niște hamburgeri, la mic pufinul pe stație, jur. Ok, guys, asta oficial e ultima bandă de scotch. Bă, mai bine dat un efect, gândiți-vă că tot ce e aici e doar hârtie și bandă izolă și uitați-vă cât de indestructibil arată. Gata, guys, oficial am terminat protecțiile. Astea sunt cele 3 protecții și hai să facem cotele și să le alegem în funcție de probele la care vor fi supuse. În primul rând, această protecție, protecția pernă cu bandă izolieră, pentru proba în care o să mergem la sală și o să punem efectiv 100 de kilograme în discuri pe aceste protecții, sperând ca oul să nu se spargă. Cred că până la urmă voi arunca de la etajul 9 această protecție, C4, cum îmi place mie să-i zic, dar nu zici că e bombă de pe CSGO. Iar pe aceasta o voi folosi pentru proba cu Ciocănescu, sperând că Andrei o să fie și el milos și o să dea cu ciocanul aici în spumă, nu aici jos, deși are voie să dea unde vrea el, dar va trebui să dea doar de 5 ori. Deci sper ca ghivecul ăsta de plastic de la 5 lei să-l facă treaba. Abia aștept să-l fac pe Antonio, așa că o să începem să facem prima protecție pe care ați văzut-o că va fi din bureți. Și bureții ăștia vor avea la mijloc oușorul lor și bineînțeles vom susține totul cu duct tape. Hai să vedem ce o să se întâmple. O să facem frumos aici un pătrățel, nu mult, nu mare. Acesta este oul, vedem că este întreg, da? Bam, tot ce trebuie. Hap, i-am pus capacul. L-am făcut sandwich. E ceva bombă de-aia, știi ce zic? Asta cu siguranță va trece testul aruncatului de la etajul 9, dar oare va rezista celor 100 de kilograme de la sală? Oare o să treacă testul capului meu? Pentru a doua protecție voi folosi folie cu bule. Am rupt o bucată suficient de mare de folie cu bule și punem ou aici. Îl învelim frumos și vreau să fac... Îl învelim și lui că e frig, mă, mâncaia și gura lui. Fratele vostru s-a gândit să fac această armură și mai indestructibilă, așa că m-am gândit să o fac arici. Am băgat toate aceste scobitori ca să o protejeze în caz că sunt lovituri pe parcursul căderii. Cam așa arată și aricul nostru. Pentru a treia situație, m-am gândit să nu-i mai fac o armură puternicoului și m-am gândit să-i facem o mică atenuare și așa că o să-i facem o parașută. Să fim siguri că oul nostru stă, o să-i punem niște duct tape în caz că este vânt sau, Doamne ferește, nu știu, cumva se lovește, să fim siguri că o să stea și el săracul aici la locușorul lui frumos. Am terminat parașuta oului și am prins fiecare panglică din asta pe care am făcut-o de mop. Aici am lipit-o cu super glue și cam așa va arăta și va pleca oul nostru de la geam. Oare va rezista sau nu va rezista cu parașuta asta? Ha, bordeene, dă-i cu ciocanul, ia! Am pus ochelarii, am pus ochelarii frumos de Meatbusters. Să facem testul de rezistență. Îi dau testul la ciocanul meu. Îi dau aici tare? Dă-i tare. Ai 5 ciocane de dat. 1. Nimic! Amă. Bă. A rămas ciocanul, ia dă-te în spana. E gaură înăuntru, what the fuck? Că ești față că mi se întâi. A sărit ceuri din ghim. Haide, omule, știu că pot să rezist, omule. Dă-te. Cred că a rezistat. Jură-te, da? Nu știu. Cred că e întreg. E întreg. N-ai e întreg, omul. N-ai cum să-l scoți. N-avem cum să-l scoatem, dar omul este întreg, ești prost. Bă, nu vine să cred că ou a rezistat. Ia pelicane. Fă testul de rezistență la aici. 3, 2, 1 și... Mă, da, cu dușmănie am dat. Mă, m-au intrat scobitorile în direct. Direct că nu s-au dus, nu?
Și ultima. A fost fatală. Vă dau fatală. Mamă, hai să desfacem. Desfă-o repede că nu mai pot. Sunt fiert. Ma. Vezi că jos, uite-l, jos, uite-l. Mamă, s-a făcut omletă și e deja pătrită. Să te ia, Bordean. Scorul este 1-0 pentru Picanții! Ha, Bordeene, a venit momentul pentru a doua probă cu ole, în care o să trebuiască să... Bă, dar ce crezi că o să-ți rezistă aia? Eu chiar am zis că o să țină, dacă oala că-ți pasă voi bine, cred că o să se ducă ghiulea. Piatră, poartă, ghiulea și... Ia, hai mă să vedem ce a făcut ăsta aici, să vedem ce a făcut pe care o cum. Ești pregătit, mă? E aici, ai dat drumul. 3, 2, și... 1. Să vedem oare i s-a spart, că mi s-a părut că a căzut rău, dar a avut bulan că a căzut fix pe copac. Ha! Ia să vedem. A venit momentul adevărului, să vedem dacă s-a spart oul. Cred că e în asta. Vezi ușor. Sper să nu fie în ou. Asta. A, e spart. E spart? Nu, nu, nu. Mi se părea galben. Să nu zică lumea că e fake. Ia. Oh! Wow! N-are nimic! Wow! Bă! Bă! Ce mă că poți avea de să arunci de pe lună? A venit momentul să testăm și parașuta lui Bordeanu, care eu cred că nu va funcționa deloc. Cred că va funcționa doar în proporție de 0,7%. Da? Bă, să sperăm că merge. Eu m-aș bucura să meargă. Cred că ar fi primul ou care zboară cu parașută în lumea asta. Hai să o aruncăm să vedem dacă merge. Bordeanu e acolo jos, e punctul ăla mic verde. Bordeanu, ești gata? O aruncăm. 3, 2, 1 și... S-a spart? Deci nu pot să cred, a funcționat! Parașuta s-a deschis efectiv. Pentru a treia probă ne-am luat jucăriuțele frumoase bam bam și am venit la sală, pentru că din câte v-am explicat, a treia probă constă în a pune 100 de kilograme pe ele, să vedem dacă ouul din interior se va sparge. Bă, sunt foarte, foarte curios. Care dintre protecțiile astea o să reziste mai mult? Hai, Bordeene, vechi piatră fac cărtie. Cine, hai să vedem primul? Cine pune primul. Ha, sper data asta să câștig. Deja că câștigă și de data asta, îl opresc clipul aici. Hai, piatră fac cărtie și bă, du-te. Du-te. Sămân perna cu scotch, cu bandă izoler. Speram punem... să... Bă, dar tu îți dai seama că sunt multe chile. Da, sunt... 100 de kilograme, ești nebun? 50 de kilograme. Bă, nu ține, mă, n-are cum să reziste. Acum avem... Bă, nu, stai. Stai, avem 70. 70 de kilograme. 90 de kilograme. 90 de kilograme. Taci, s-a spart? S-a spart! S-a spart? S-a spart, 100% s-a spart, de genul s-a auzit! Stai, 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 și încă 10. Și oficial avem 100 de kilograme puse pe această pernă. Mă, 10 kg. Nu mai, te-aia că e ud aici. E ud deja. Da, miroasea o puternic. Maaa, s-o mă bată tata ce e aici. Uite și tu cum s-a făcut ouă ăsta. Mamă, să mă bată tata. Dar deci, efectiv, sunt tare dezamăgit de mine, dar am pierdut fix ultima probă. Hai, Bordeene, să luăm SpongeBob ăsta să-l testăm. Vezi că ăsta s-ar putea să țină. Eu am încredere maximă în el, dar... 25! Ce, mă, s-a compresat cu totul, ești nebun. Da. Ai mai și mișcat-o. Dar nu s-a auzit din prima. Mai are rost să le mai pune și pe astea? Da, aici sunt doar 50, la 50 a făcut trosc. Deci am pus doar 70 de kg, fiante. Eu mă întreb, oare exista vreo protecție pe care o poți face în 5 minute cu chestii de la Dedeman care să reziste? Mamă, cum s-a făcut ăsta aici, prost la cap. Na, nimic nu rezistă contra 100 de kilograme, ești prost. Nu uita să rupeți butonul și de like dacă vreți să continuăm seria și dacă vreți să postăm mai multe vloguri. Eu am fost Aturiu, nu uita să-mi dați un mare follow pe Instagram. Ilea Andrei Bordeanu, dați un follow și lui pe Instagram și pe YouTube, subscribe că și-a făcut și el canalul de YouTube și postează vloguri. Noi v-am pupat, pa!